Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, băi, și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer, adică SAM. De data aceasta, după cum ați întâlnit-o astăzi, să ne jucăm pe primul server de GTA San Andreas Multiplayer din România pe Android. Este serverul lui Gianni și suntem astăzi în confă cu scriptorul serverului și cu Paul. Poți să spui salut, cită-l. Dacă mai vreți clipuri cu Sam, apăsați unul acolo și de acum o să ne jucăm aici. Hai să mergem să vă arăt primul job. Cred că știți cum să... Dacă nu știți cum să intrați pe acest server, aveți un tutorial în descriere. VH 411 2 2 2 2 1. Așa, stai să opresc și eu radioul. Stai că ăștia se urcă în mașină și nu vreau. Ok, am oprit radio. Hai să mergem. O să vă duc la primul job. Da, îmi place că au rămas ușa deschisă. O să vă duc la primul job ca să vă faceți bani și după asta o să mai adaugi joburi, dar momentan sunt doar 3. O să vi le prezint și... Na, deci dacă nu știți cum să vă descărcați să intrați pe acest server, aveți tutorial în descriere. Acest server este în română, aveți și opțiunea de engleză, deci o să fie super ușor. De acum aici o să ne mutăm cu seria. Stai că aici nu-i... aici e jobul? Nu e aici jobul. Unde era jobul, gen... Să spui că acum e în beta. Da, și acum este versiunea în beta, încă mai sunt buguri posibile pe server și se testează totul și încearcă să... Staff-ul încearcă să reducă cât mai multe buguri. Bă, dar unde era gen jobul ăla? Că am pus un checkpoint, dar e greșit. Ok, hai să vă arăt așa pe filmare unde este jobul. Vedeți că suntem aici, faceți și voi un print și o să adauge, cred că și GPS, cel mai probabil. Și cum ștergeam o mașină? Cum ștergeam o mașină, gen s-o șterg. Am zis s-o cap. Poftim? Ah, ok. Hai să vă arăt cum consta acest job. Unde era chestia aia, unde trebuia să stai pe aici, nu? Sau? Slash... stai că nu te văd. Ok, uite aici. Slash get job. Ai deja un job, adică gen eu am deja jobul și acum după ce ați dat, gen o să vă întrebe dacă vreți să intrați în job și voi dați da sau nu. Și poate să dați start work, veniți aici să dați start work. Work. Așa, start work. Așa și acum pur și simplu vă plimbați pe checkpoint-urile astea și există skill-uri după, ok, acum cred că trebuie să-mi arate, uitați, vedeți, ne-a dat plus 51 de lei. Și după cum luați din ce în ce mai mult, o să vă crească skill-ul și o să vă dea mai mult. Nu știu cum să vă explic eu, dar cred că v-ați dat seama ce vreau să spun. După aceea dați slash skills și vă vedeți aici skill-urile, farming, fermier, mai multe, pescar, constructor. Cred că astea va fi adăugate pe viitor sau o să adăugate. Și vă arată și gen skill-ul de la jobul ăsta constructor. Și eu zic că e bun pentru început, nu știu momentan unde sunt astea de workshop-urile astea, unde gen unde le cumperi mașini și chestii, dar nu știu unde îs, dar în fine. V-am spus, este server în beta, deci posibil ca când o să postez eu acest clip să fie gata, pentru că oricum o să-l postez pe 1 și pe 1 e gata oficial deschis. Acum este deschis doar așa în test. Hai la celălalt job. Ok, hai că ne urcăm, pot să mă urc sau gen, nu cred că merge, nu? Da, da, da. Ah, ok. Hai, stai să opresc eu acest radio, că n-am chef. What? Stai că aici ne dă jos, pentru că să ne facem abuz. Ok. Văd că mi s-a schimbat și... Dă skin-ul. Îți dă înapoi skin-ul. Am înțeles. Uite și pe Ostache. Hai că mergem acum la job. Băieți, o să vă arăt și unde este și celălalt job. O să vă prezint așa, ca de început ce puteți să faceți pentru a face bani și chestii. Uite aici este următorul job. Ăsta ce-i? Cred... Stai, hotdog. Gen să... ce? Unde? Să ții viață. Scrii slash hotdog, îți ia bani și... scuze. Așa. Hai cu mine aici jos. Ok. Stai așa. Cred că genul e transport, nu? Sau? Da-i quit job. Ok, hai că ne-am luat acest job. Și acum gen mă urcăm... Și acum ar putea într-o mașină. Ce imagini? Aoleu. Stai că mă enervez. Da. Stai o secundă. Așa, hai să mergem. Facem așa câte un pic.
și mașini să moară Franța. Greu urcă aici. Ce micuț ies. Asta e, nu știu, trebuie să curăți străzi. Ah, păi de asta avea chestiile alea în față. What the fuck. Ce chestie. Și treci prin mai multe checkpoint-uri și la sfârșit primești 1000 de lei. Cum ești eu? Băi, e un job destul de bun. Și după cum vedeți, băieți, nu există lag. V-a spus, este un server în beta. Va fi gata, cred că atunci când o să postez clipul. Și vă reamintesc, dacă nu știți cum să intrați pe ce server, aveți tutorial în descriere, unde vă explică însuși owner-ul. Hai să mergem așa, facem măcar o tură așa. Și acum sunt 30 de player online și merge fără nicio problemă. Da, adică se vede că ai muncit serverul și o să ducem de acum seria aici, pentru că nu mai am chef să mai intru pe servere de ruși, că și așa nu înțeleg niciun căcat și mai mult mă enervează așa. Știu limba și e cam ciudat asta. Cu păi, băi, de ce te teleportezi la mine, băi? Eustache Marian. Aoleu. O să urmeze multe serii pe acest server. Deja am niște idei ce pot face pe acest server fiind în staff și o să vedeți pe viitor. Nu mai sapă săptămâna acolo să văd că vă place și încă vă mai place Sampo după o săptămână și ceva în care n-am mai postat, pentru că m-am schimbat de la început, de când a fost anunțat că va face el server, gen m-am schimbat cu fișierul când a luat el la APK-ul, mi-a dat și l-am descărcat și n-am mai avut cum să mai intru pe ăla de ruși, nici n-am mai avut chef să mai intru pe ăla de ruși și am așteptat și deschiderea. După job-ul mergem să-ți arăt și sistemul de mașini personale? Da. Și cam atât. Gen... acolo unde gen să-ți iei mașină cum ar veni să-și ia și e gen shop dintre ala, nu? Sau dealership sau cum îi spune? Da, da, da. Ok. Hai că m-a adus înapoi aici. Așa, ușurel. Bă, vedeți, am primit 1200 de lei. Îmi place că scrie acolo 1200 de lei. Hai să dau și eu, gen, trebuie să urc aici să dau quick job sau? Nu, imediat teleportez la dealership. Ok. Uitați-l aici pe domnul Eustache Marian. Ok, ne-a teleportat la următorul job. Hai să vă arăt unde este. Vedeți aici. Oricum o să se adaugi gen să ajungi mai repede cu caturi de-astea. Și acum ce fac? Ok, ok, am înțeles. De fapt nu e job aici, e workshop sau cum îi spune, dealership. Vehicul de vânzare. Bullet, după cum vedeți aici, kilometraj, preț și gen, cum dai să schimbi mașina, gen, să nu să fie deci, doar una? O să fie mai multe mașini. A, gen, asta e momentul în adăugat, nu? Da. Și voi, oricâte ne ia. Și dacă oricine ia, cred că, gen, trebuie să o dai, să ia, ok. Dorești să cumperi acest vehicul? Nu, pentru că nu am bani. Ok. Ba da, ți-am dat bani. Gen, care-i asta, get money sau care? Give money, ok. Stai că sunt car. Gata, acum. Ok, îmi trebuie level 3 ca să dețin mașină personală. Acum nu. Hai, volta 1. Vin aici și dai slash bonus. Ok. Când intrați pe server, stau. Da, când intrați aici pe server, dați aici slash bonus. Da, da. Și vă mai dă 5.000 de lei. Și level 3, ok, am înțeles. Ca și să... acum poți intru. Da, am înțeles. Deci ați văzut, dați acolo slash bonus. Și, bă, de ce mi-apare gen vehicul de vânzare? Sau... se schimbă. Scuze. Nu e nicio problemă. Deci, ați văzut și voi cum de și acolo. Ce trebuie să faci. Ca să îi schimb culoarea, scriu color. Ok, stai așa, V, color. Și un ID sau? Da, uite, de exemplu, 211-222. Bă, băieți, cam asta a fost și clipul de astăzi. Vă mulțumesc de vizualizare, eu am fost Laurențiu și ne vedem data viitoare. Nu uitați, aveți tutorial în descriere și vă aștept pe server. O să ne jucăm aici și pe livestream-uri și chestii. O să revină în forță seria de SAMP, pentru că a fost cea mai apreciată și cea mai vizionată de pe canal. Vă mulțumesc, el a fost scriptorul serverului Cheater și Paul. Spune și voi acolo un bye-bye de final. Bye-bye. Hai, v-am lăsat, pa!
Thank you.